Metroul din Cluj pierde 300 de milioane de euro finanțarea europeană din PNRR. Practic, lopățica lui Boc mai face încă o victimă în lungul șir de proiecte mari de infrastructură de la Cluj. L-am văzut în campanie electorală înainte de alegerile din 9 iunie, cum cu un mare sobor de politicieni a venit la Cluj, la Spitalul Regional, la Centura Cluj, la metrou și a anunțat cu surle și trâmbițe că încep mari șantiere în Cluj. S-a ales praful de toate aceste șantiere. Zilele trecute s-a confirmat ratarea banilor europeni pentru metrou. Ce se va întâmpla mai departe, nimeni nu știe. E un proiect de 2 miliarde de euro care ar trebui să facă viața mai bună clujenilor, să scoată traficul din oraș. Însă cu pierderea acestor bani, nu știm ce se va întâmpla în continuare cu acest proiect. Nu știm de unde vor veni alte surse de finanțare, iar noi, în final, probabil vom ajunge din nou să fim buni de plată, să trească să plătim zeci de milioane de euro de spăgubiri către constructori, iar proiectul va fi în continuare doar o idee pe hârtie. Dragi clujeni, după cum vedeți, primarul Emil Boc nu e în stare să facă proiecte, nu e în stare să facă mari infrastructuri de dezvoltare în oraș. Dați șansa altor oameni să vină să facă aceste lucruri, fiindcă în acest ritm o să ne blocăm cu toții în traficul din oraș.